Buongiorno, Fanny Lego! Che bello volare! Vă invit la o plimbare cu noul set Lego 10298 Vespa 125. O construcție foarte plăcută, este de fapt una dintre cele mai plăcute construcții de care am avut parte în ultima vreme, un contrast foarte bine venit față de exemplu de repetitivitatea stadionului Santiago Bernabeu sau de complexitatea McLarenului F1. Și până nu uit, dacă vreți să fiți printre primii care află aceste informații detaliate despre seturile noi Lego, indiferent de categorie, noi suntem singurii din România care vi le oferim, așa că am apreciat foarte mult dacă ne-ați urmărit și pe viitor, dând un click pe butonul de subscribe și pe clopoțel ca să primiți notificările când punem videouri noi. Mulțumesc frumos și hai să continuăm cu videoul! Înainte să intrăm în detalii, am să dau jos casca asta la care o să ne uităm imediat, promit, revenim la ea. Scooterul este construit din 1106 piese, majoritatea cărora sunt în această culoare Light Royal Blue, care este o culoare pe care o vedem foarte, foarte, foarte rar de la Lego, așa că mă bucur să văd că au abuzat de ea aici cum ar veni. Are direcție în față, este articulat axul față, unii ar zice, wow, chiar poate un pic prea articulat, 360 de grade de capul meu. După care, dedesubt, are un stand foarte rigid, stă, deci e foarte solid aici, nu o să cadă prea curând. Asta se poate împinge în spate, dacă vrei să o iei cu tine la drum, să pornești, deocamdată am să îl las coborât. Și aici vedem eșapamentul scooterului, care stă acolo un pic se bălângâne. Și o să vedem imediat de unde vine acel eșapament. Mergem mai în spate, unde putem să vedem cum ar veni portbagajul, compartimentul spate, aici unde este pusă o lădiță cu un buchet de flori foarte frumos, foarte frumos construit și estetic, așa foarte plăcut și face un contrast minunat acest galben cu albastrul general al scooterului. Cum spuneam, lădița asta se poate da jos, aici rămâne gol dacă vreți să puneți altceva. După care, numărul de matriculare din spate, îl vedeți acolo, are, desigur, ca la toate seturile 18 plus din ultima vreme, are o semnificație specială. Știți care este? Nu vă zic încă, o să vă zic la sfârșitul videoului, voi până atunci lăsați în comentarii dacă știți. Pe partea opusă, și vreau să zic că îmi place foarte mult cum au făcut forma asta aerodinamică a scooterului, aici avem motorul. Poate și vedeți un picuț acolo de desubt, dar nu foarte bine. Ce-i de făcut? Păi hai să dăm jos toată secțiunea asta ca să-l puteți vedea mai bine. Uite așa, foarte frumos acolo motorul și aici are pedala starterului. Deci cu ăsta se pornește în momentul în care te urci pe el. Mai în față vedem aici și frâna, că odată ce ai pornit trebuie să te și oprești la un moment dat. Și vedem și compartimentul, un fel de torpedou aici. Eu inițial, ca să vedeți cât de puțin știu despre scutere, eu am crezut că asta e ceva geantă care se asortează cu scuterul, ca și genții de la supercarurile tehnic, dar mă rog, evident că nu e așa. Și torpedoul se asortează foarte frumos cu șezutul conducătorului, șoferului, ăla care învârte de ghidon, așa, și cu șezutul pasagerului aici. Astea se pot scoate. Nu știu dacă ajută la ceva, aici se poate vedea capacul rezervorului de combustibil și cam asta e aici. Haideți să ne uităm și la ghidon. Avem un sticker aici cu vitezometrul și trebuie să zic că îmi place foarte mult cât de stilat este acest scooter, mai ales prin faptul că are ghidonul asortat cu culoarea șezutului și a torpedoului. Asta mi se pare așa un detaliu foarte mic, dar de mare efect. În față avem un far pentru scooter și cum am zis, el este foarte, 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 foarte articulat. Este exact cât de articulat vrei tu să fie. Asta cred că așa pot să zic cel mai bine. Și în față avem câteva stickere care arată logo-ul Piaggio, logo-ul Vespa și avem și suspensia față aici care este doar pe o parte. Pe partea cealaltă nici măcar nu e conectată roata, așa e și scooterul adevărat. Dar îmi place foarte mult cum a fost construită. Și acum haideți să vorbim despre roți, pentru că pentru mine cel puțin roțile au furat complet show-ul, cum s-ar zice în engleză. Arată absolut incredibil cu trimul ăsta alb acolo pe lângă. Cauciucul, partea cauciucată este complet neagră. Nu are partea asta albă. Partea albă este atașată de piesa gri aici. Este de fapt o piesă compusă
făcută prin injectare multicomponent. Știți că vă mai tot zic eu de chestia asta. Și are deci partea interioară gri, exteriorul acela alb care se așează peste peretele roții, peretele negru din cauciuc, și rezultatul este ce vedeți aici și eu zic că este de mare efect. Arată absolut superb, foarte stilat, așa plin de clasă și farmec, și este exact aceeași piesă folosită și la roata din spate. A, și înainte să uit, v-am vrut să menționez că îmi place foarte, foarte mult cum au construit suprafața asta antiderapantă aici. Bun, două lucruri v-am promis pentru final. În primul rând, casca, să o vedeți mai de aproape. E o construcție foarte interesantă pentru cât e de mică. Se poate ridica și coborâ vizorul un picuț acolo, cât e nevoie. Se poate și da jos, după cum puteți vedea. A fost total intenționată chestia asta. Și al doilea lucru pe care vi l-am promis este semnificația numărului de matriculare. Este, de fapt, data exactă în care s-a depus brevetul pentru scooterul Vespa. Este vorba despre 23 aprilie 1946. Și dacă nu vreți să porniți la drum chiar așa de lung cu Vespa mare, ei bine, noi vă oferim această Vespuț. Dați-mi voie să reformulez. Această Vespică, hai să-i zicem, care este roșie de data asta, o culoare care o prinde foarte bine. De fapt, nu știu dacă există vreo culoare care să nu arate bine pe o Vespa. Vedeți că are și ea acolo în spate un număr de matriculare cu anul acela foarte, foarte important. Are și un sticker pe față cu logo-ul Vespa. Și cam asta e, un cadou așa, așa foarte drăguț pentru fanii Vespa, dacă vreți ceva mai accesibil. Și cam asta e tot la setul ăsta, nu are un milion de funcții, ați văzut că nu este printre cele mai complexe de construit din seria 18+, dar eu cred că compensează din plin prin faptul că are, cum să zic, are frumusețea asta cumva așa retro, aproape rustică, îmi vine să zic, cumva, nu știu, nu mă pricep la descrieri foarte bine, dar sunt sigur că vedeți și voi ceea ce văd și eu aici, are ceva greu de descris, dar ușor de perceput, cumva de simțit. Și asta cred că e cea mai mare laudă pe care pot să o aduc. Deci, acest set îl găsiți în magazinele certificate Lego și online pe brickdepot.ro. Eu vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit până aici. Până data viitoare, spor la construit!